Dinamo București. Aveți o imagine cu jucătorii celor două formații salutând publicul și cu brigada de arbitri ce va fi compusă astăzi din Adrian Porumboiu la centru, Adrian Porumboiu din Vaslui, ajutat la linie de Bratu Cațaros din Călăraș și Ilie Coț din Ploiești. Pe această imagine panoramică a stadionului, linia de fund alcătuită din Mănăilă, Săndoi, Adrian Popescu și Cristescu, linia de mijloc Pigulea, Ciurea, Olaru, Badea, linia de atac Craioveanu și Agaliu. Dumneavoastră aveți jucătorii în ordinea numerelor de pe tricou. Eu vi-am adus la cunoștință în așezarea din teren pe compartimente. În sfârșit, Dinamo București, oaspeții de astăzi, împoartă stelea, linia de fund Marian Pană, Mihali, Tudorel, Cristea, Selimeși, la mijloc Gerstenmaier, Cheregi, Dorinel Munteanu, Moga, în atac Cadar și Demolari. În acest moment s-a dat lovitura de începere. Dinamoviștii atacă de la stânga la dreapta, pe ecranele dumneavoastră. Ei sunt echipați în tricouri roșii și chiloți de culoare albă. Gazdele unei echipe ale fotbalului nostru, sau două dintre cele mai bune echipe ale fotbalului nostru, nu va degenera. Selimeși execută o lovitură liberă de pe stânga, cam ce a făcut Badea mai devreme. Centrare ceva mai bună. A urmărit-o Cadar, Marian Pană, Mihali este la balon, se complică, pasă spre Marian Pană, centrare, Demolari, sarcina de a executa lovitura liberă. Și prima lovită dinamoviștilor. Gol. Într-adevăr, Dinamo reușește să deschide scorul după această lovitură de colț. Gerstenmaier a reluat cu capul, dacă nu greșesc, pe o eroare a lui Brunea, și Gerstenmaier este cel care primește acum felicitările. Este 1-0 în favoarea dinamoviștilor la Craiova, gol marcat în minutul 18 de Gerstenmaier. Aveți reluarea, a ezitat Prunea, se afla acolo și Demolari, n-a mai fost însă nevoie ca el să lovească balonul. Aveți această imagine, a pasat lui Cristescu și la Universitatea Craiova. De data aceasta, cornerul executat ca și la gol de Dorinel Munteanu nu i-a pus probleme, respinge Săndoi. Mihali. Oh, Mihali a greșit, dar offside. Offside din păcate. Offside din păcate, de data asta este însă, de data asta este în culpă arbitru Adrian Porumboiu. Semnalizarea de la linie de la Barbu Cațaros a venit foarte prompt. El avea obligația să fluiere, nu știm dacă aveți reluarea. El nu a fluierat imediat, faza s-a încurcat, a ieșit până la urmă și gol, e adevărat, după ce arbitru Porumboiu fluierase. Și din acest punct de vedere, nimic nu afectează până acum spectacolul. Iată, de data aceasta, Craiova este cea care obține o lovitură de colț de pe partea dreaptă, după o incursiune a fundașului Mănăilă. Prumboiu se luptă să așeze zidul la distanța regulamentară, el este mult mai aproape, Săndoi la Badea, șuta lui Badea. Șansă de a fi fructificate, iată și Mihali, acum este un moment periculos, Badea toarce. Exact, a dinamoviștilor va ieși un spectacol frumos. Și un nou șut violent al lui Pigulea, care ocolește de puțin poarta apărată de stă. Contraatacurile dinamoviste, Moga la minge, sunt și ele foarte periculoase. O centrare de Molari, nu este nimeni acolo. Și gol. Un vole al noului intrat, este vorba de Costel Pană
și Dinamo conduce de acum cu 2-0 din minutul 50 după ceasul meu. Dinamo conduce cu 2-0 prin goluri marcate de Costel Pană. Într-adevăr, meciul ia o turnură neplăcută pentru campioană. Este rodul acestei mănăilă. Din nou înalt, de data asta sare în doi. Se semnalizează offside de la margine, se mai anulează un gol. De data aceasta, fluierul arbitrului Adrian Porumboiu a fost prompt și aveți reluarea. Într-adevăr, offside la doi craioveni. Ilie Coț a semnalizat de la margine, iar Adrian Porumboiu s-a conformat. Vă reamintesc că înaintea acestei partide Iași a pierdut un pic capul. Iată antrenorul Cârțu. Este invitat să se întoarcă pe bancă. Este un dialog nu dintre cele mai elegante și Cârțu este poftit pe banca de rezerve. Dacă se sizez bine gestul pe care îl face Porumboiu, este poftit chiar în tribună. Este din nou vorba despre o eliminare a antrenorului craiovean, unul dintre cei mai dăruiți tehnicieni din fotbalul nostru. Din păcate și un caracter de echipa dinamovistă, el comite destule erori pentru clasa lui. Și iată un nou atac și va fi din nou gol, într-adevăr. Este 3-0 pentru Dinamo prin goluri marcat cu capul de Dorinel Munteanu. Eșecul craiovean riscă să se transforme în dramă. Dorinel Munteanu, aveți reluarea, reia cu capul. Centrarea lui Costel Pană. Universitatea Craiova este groghi. Ea s-a descoperit prea mult în apărare, a crezut prea mult în steaua ei în atac, a forțat și a mutat apărătorii în față, cum se zice în fotbal, și Dinamo a amendat acest 3-0 pentru Dinamo. Și iată-l pe Agaliu, o centrare și foarte aproape este noul intrat Neagoe de acest handicap de 3 goluri și se fluieră acum o talpă comisă de Selime și Ciurea se grăbește. Din nou Badea este singurul care a mai încercat ceva și în sfârșit s-a acordat lovitură de la 11 metri, într-adevăr. Unul dintre fundașii dinamoviști, veți avea imediat reluarea. Am impresia că Selimeși va cădea aici, în acest moment, va lovi balonul cu mâna. Agaliu nu va reuși să-l trimită în poartă, va șuta Ciurea în stâlp. După ce a acordat o fracțiune de secundă legea avantajului, Adrian Porumboiu a fluierat și a arătat punctul de la 11 metri. Suntem în minutul 75. Să vedem dacă se poate relansa această partidă care părea eminamente sfârșită, pecetuită de al treilea gol dinamovist. Adrian Popescu, capitanul echipei craiovene, execută lovitura de la 11 metri, își potrivește balonul. Vă reamintesc că împotriva lui Apollon Limassol în Cupa Campionilor era înscris, pentru că apoi la Bacău în campionat să rateze Ciurea. Adrian Popescu se îndreaptă spre balon și șutează peste poartă. Nimic nu iese astăzi Craiovei. Aveți reluarea loviturii. Bietul Sorin Cârțu aproape că nu mai are ce să spună.
Craiova arată și 11 metri, iată-l pe Florin Halagian, antrenorul principal al echipei dinamoviste. Este complet debusolat și Adrian Popescu, care greșește și el. Respect.